Reprezentanta României, Universitatea Aurel Vraicu din Arad, a terminat pe locul 8 din 16 echipe la turneul de fotbal masculin din cadrul Jocurilor Europene Universitare desfășurate în Ungaria. În grupa B, arădenii au învins pe norvegienii de la BI Norwegian Business School Bergen, scor 1-0. Au cedat în fața germanilor de la Karlsruhe Institute of Technology 0-4 și au câștigat la același 1-0 contra austriecilor de la Universitatea din Salzburg. Astfel, UAV s-a clasat pe locul 2, ultimul calificant cu 6 puncte și a accesat în sferturi. Drumul s-a oprit deoarece gazdele de la Universitatea din Debrecen s-au impus cu 3-0. Românii au continuat în turneul pentru locurile 5-8 în care au pierdut ambele meciuri, 1-5 cu Universitatea din Split, Croația și în partida pentru locul 7, 0-4 cu Universitatea din Orleans, Franța. Campioana a devenit State University of Trade and Economics of Kiev, Ucraina. Conducătorul delegației României la fotbal a fost Octavian Stăncioiu, director de organizare al Campionatului Național Universitar de Fotbal și realizator de emisiuni la Teleuniversitatea TV. Antrenorul echipei din Arad este Claudiu Bulzan. Turneul de fotbal masculin, ca și cele de fotbal feminin și futsal, s-au desfășurat în Debrecen. Cealaltă gazdă a Jocurilor Europene Universitare a fost Milșcolț. De remarcat că echipa Universității de Vest din Timișoara a obținut medaliile de bronz la volei masculin. Finanțarea participării României se face de către Ministerul Educației prin Federația Sportului Școlar și Universitar, director Claudiu Georgescu, instituție care deține competență exclusivă pentru reprezentarea României la competițiile oficiale organizate sub egida Federațiilor Internaționale ale Sportului Școlar și Universitar.